Vrem toleranță zero pentru consumul de alcool și droguri în trafic și, din păcate, legislația actuală încurajează sau protejează pe cei care ne pun viața în fiecare zi în pericol. Gândiți-vă că nu am niciun fel de simpatie pentru astfel de șoferi, tratez cazuri grave în fiecare zi la unitatea de primire a urgențelor, iar numărul celor care consumă alcool și se urcă la volan este, din păcate, din ce în ce mai mare. Dacă vrei să descurajezi o astfel de faptă abominabilă, trebuie să fii cu o legislație fermă. Iar din punctul meu de vedere ar trebui ani grei de pușcărie la o veritabilă pedeapsă echivalentă crimei cu premeditare, mai ales că am avut de-a lungul timpului în Iași multe vieți pierdute pentru că un șofer inconștient a zis că lui nu-i se poate întâmpla nimic, că este regele șoselelor și s-a urcat la volan, deși la ora actuală există multe alte variante și vă reamintesc că 3 pahare de alcool înseamnă o creștere majoră a riscului de accident. Există și soluții alternative, dar întâi avem nevoie de o legislație extrem de fermă care să condamne astfel de fapte și mi-am propus pe de o parte că atunci când vorbim despre consumul de alcool la șoferi din categorie de risc, autobuze școlare, mijloace de transport care au substanțe toxice, pedepsele ar trebui să fie triplate sau mărite semnificativ în așa fel încât ele se conteze. În plus, vedem că sub brațul lung al legii există multe scăpări și condamnările acelea cu suspendare sau cu reducerea pedepsei nu fac decât să încurajeze consumul de alcool în trafic. Nu avem șosele, avem foarte mulți astfel de șoferi, uitați-vă pe statisticile de la Institutul de Medicină Legală, iar pe lângă factorul educațional, cred că putem aplica și noi o legislație extrem de dură în acest domeniu și o să-mi spuneți că în alte țări europene este permis consumul de alcool. Dar uitați-vă discrepanța între locul întâi la numărul de morți pe șosele din România și ceea ce înseamnă prevenție și controlul accidentului rutier în alte țări europene. Este momentul critic, este un punct de care n-ar mai trebui să trecem și vrem toleranță zero la alcool în trafic. Asta înseamnă în primul rând legi aspre, cu condamnări ferme, angrei de pușcărie, fără posibilitatea suspendării și, în primul rând, cei care au fost surprinși odată după consumul de alcool n-ar trebui să mai aibă în veci și în pururi dreptul să conducă.